Liceul Gheorgheasache indubitabil este una din cele mai importante elemente a învățământului din tot spațiul dintre Prut și Nistru. Cel puțin pe două dimensiuni. Dimensiunea istorică, fiind fondat la 1864, în martie anul 2014 va sărbători 150 de ani. Pe dimensiunea umană, cei peste 10.000 de absolvenți, împreună cu cadrele didactice acestei instituții, au fost și rămân să fie coloana vertebrală a intelectualității basarabene. De lungul anilor, acest liceu este menținut numai cu suportul părinților. Noi, părinții, am ales această instituție fiindcă este o instituție cu foarte multe tradiții, valori. Aici se face carte. Ne doare sufletul și suntem îngrijorați foarte tare, fiindcă este pus în pericol viața copiilor noștri atunci când ei sunt la ore. Să zic că țin mult la instituția noastră de învățământ înseamnă să nu zic nimic. O cunosc poate mai bine decât mulți alții. O știu ca elevă, o știu ca mamă, o știu ca profesor și ca director adjunct. Și știind tot efortul pe care îl depune cadrul didactic din liceul nostru, mi-ar părea foarte mult să se distrugă instituția. Ceea ce a fost această instituție știe o lume întreagă. Absolvenții ei s-au manifestat și se manifestă, s-au integrat și se integrează ușor în orice colț al acestui pământ. Ceea ce va rămâne pentru posteritate această instituție depinde de noi, de noi cei care administrăm această instituție, de noi care avem careva tangență cu această instituție, de noi toți cei care nu suntem afectați de virusul indiferenței, precum cei de la Alba Iulia, care au adus proiectul de restabilire a instituției noastre gratis. Să ne unim într-o idee nobilă, să ne unim pentru a salva un monument istoric al secolului XIX, pentru a salva o școală în centrul Chișinăului. Numai așa putem demonstra că suntem oameni civilizați. Dacă cunoaștem istoria, dacă ținem la rădăcinile noastre, numai așa putem demonstra că știm ce vrem. Salus in virtute Deus.